Primăria Municipiului Călărași va efectua în perioada 27-29 iulie 2020 un nou tratament de combatere a țânțarilor adulți și căpușelor prin tratament terestru pe raza Municipiului Călărași, străzi, locuri de joacă, parcuri și zone verzi. Tratamentul se va desfășura pe timp de noapte în funcție de condițiile atmosferice, fiind prelungită perioada. Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru produse biocide. Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecția mediului, a sănătății și securității populației.